Inaugurarea oficială a sălii de dans alături de părinții copiilor de la Clubul Floria Art au fost astăzi și autoritățile locale și oamenii de bine care i-au sprijinit și o vor face în continuare necondiționat. Și deputatul Nicolae Florian s-a arătat încântat de palmaresul lor și le-a promis că sala va fi dotată cu saltele sportive pentru a le proteja micuților integritatea la orele de pregătire. O să vin să vă aduc câteva saltele de sport, pentru că o să vă stricați articulațiile cu atâtea sărituri pe parchet. Și atunci, pentru a crește armonioși și frumoși, trebuie să vă ajutăm. Iar eu vin și vă ajut de la Clubul Sportiv Nova Force. Acolo eu l-am fondat, clubul ăsta sportiv, și o să venim să vă ajutăm câteva saltele pentru exercițiile de gimnastică și pregătirea asta care o faceți. Până acum își desfășurau pregătirea și antrenamentele într-o sală aproape insalubră, plină de igrasie și necorespunzătoare standardelor. Acum sala le oferă campionilor cele mai bune condiții de pregătire. Și aici a fost un subsol, practic, de școală, cu igrasie, deci arta ca un subsol prăfuit, era un linoleu pe jos, dar sub linoleu toată suprafața era plină de igrasie. Avem și niște poze în acest sens făcute în momentul în care am demontat. A fost foarte greu ca să-l igienizăm, să spunem așa, am folosit clorșoc. Câteva zile la rând a fost dat cu clorșoc ca să scăpăm de, să eradicăm acest focar de mucegai. S-a dat jos ce a fost tencuiala afectată, s-a refăcut, s-a reabilitat inclusiv termic, placat, tencuiala decorativă, adezivul folosit a fost doar pe bază de fibră de sticlă pentru că am dorit să facem o casetare să nu mai dăm posibilitatea reapariției grăsiei. După ce au stat de vorbă cu musafirii, membrii clubului de dans le-au arătat câteva din dansurile pe care le-au prezentat în ultimele competiții și pentru care au fost răsplătiți cu locuri pe podium, diplome și medalii. Dansatorii clubului sunt și ei încântați de faptul că au o sală modernă și promit ca pe viitor rezultatele să fie pe măsura pregătirii și ambițiilor. Pentru mine înseamnă că e foarte bine și pot să învăț mai multe. Unde te antrenai până acum? Până acum mă antrenam tot în sala asta, dar doar că arăta altfel. Mult mai frumos acum. Înainte, când am venit, nu prea era mai nimic, peste tot mucegai. Deci acum chiar îmi place cum a ieșit sala. Avem parchet ca să ne obișnuim cu mișcările, ca să nu mai alunecă. Chiar îmi place mult. Spune, te rog, te va motiva noua schimbare pentru niște rezultate mai bune? Da, să muncim mai mult, putem mai mult. Eu, sincer, una mă întreb în mintea mea, alții, de ce nu pot și eu de ce nu pot? Mă ambiționez mult mai mult. Înseamnă ca o nouă casă pentru noi. Aici exersăm, aici învățăm. Unde te antrenai înainte? Tot aici, numai că nu era așa, era dezastru. Până să fie renovat. Anul 2014 le-a adus poziția de membru oficial al Federației Mondiale a Dansului, recunoscuți ca școala ESDU. Asociația Culturală Floria Art va reprezenta România la finala campionatului mondial de dans, ce va avea loc în Croația.